Așadar, de ce chiar aici, după conversația cu Nicodim, Ioan îl aduce din nou pe Ioan Botezătorul pentru a spune în versetul 28 Eu nu sunt Hristos. Și pentru a spune în versetul 29 Eu nu sunt Mirele, ci doar un prieten al Mirelui. Și pentru a spune în versetul 30 El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Ei bine, am mai auzit această idee înainte în Evanghelia după Ioan. În capitolul 1, Ioan Botezătorul nu este lumina. El nu este Hristosul. El nu este Ilie și nu este profetul. El este doar un glas care strigă în pustie. Da? Care nu este vrednic să de deslege nici măcar sandalele lui Isus. Și multe altele. Ce vedem aici? Ioan Botezătorul s-a umilit și l-a înălțat deja pe Hristos. Dar de ce îl aduce autorul din nou chiar aici pentru a face din nou acest lucru? Să se umilească și să le înalțe pe Iisus. Și am continuat să mă întreb, și să mă întreb, de ce a pus Ioan această secvență tocmai aici? Care este rolul? Care este scopul? În primele 21 de versete ale acestui capitol, autorul consemnează o conversație în care Iisus prezintă calea înspre mântuire. Deja în primul capitol Ioan ne spune că era un om a trimis de către Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Cititorii, până în acest punct al Evangheliei, știu ce pretinde Isus, ce afirmații imense a făcut. Dar noi, cititorii, știm că acest Isus cere o renaștere radicală. Știm că El își dă viața pentru salvarea omului. Știm că doar aceia care cred în El au viața veșnică, iar ceilalți sunt condamnați. Dar Ce afirmații imense! De ce pasajul acesta aici? Apostolul Ioan cred că dorește să ne transmită că în lumina tuturor acestor pretenții și afirmații, Ioan Botezătorul, care a fost trimis de Dumnezeu, continuă să-și mențină poziția și să mărturisească despre lumină, afirmând în continuare că acest Isus din Nazaret chiar este Fiul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul nu doar că repetă ceva ce a mai zis, ci spune lucruri noi și exprimă noi emoții, iar noi îl cunoaștem și mai bine pe acest Isus. Ioan Botezătorul răspunde la ceea ce Isus tocmai spusese și făcuse, într-un mod în care mulți din acea vreme și din zilele noastre nu înțeleg. Și anume, bucuria că Isus devine mai mare, iar El, Ioan Botezătorul, devine mai mic. Ce înțelegem de aici? Creșterea lui Isus e egal cu creșterea bucuriei lui Ioan Botezătorul. Priviți acum versetul 29, care sublinează bucuria lui Ioan Botezătorul. Și acolo este consemnat că prietenul Mirelui, adică Ioan, cel care stă și îl aude, se bucură foarte mult de lasul Mirelui. Dar Mirele este Isus în cazul acesta. Prin urmare, această bucurie a mea este de plină. Acestea sunt cuvinte puternice se bucură foarte mult și această bucurie a mea este de plină. Dar mare bucurie. Bucurie de plină. Totul datorită cui? Pentru că mirele și datorită mirelui care primește toată atenția. Dar camerele de fotografiat sunt în acea direcție. Toate privirile sunt în acea direcție. Toate steluțele acelea pe care le aprindem și ne plac mult sunt doar în acea direcție. A mirelui. Și nimeni nu se uită înapoi la vocea tăcută care este pe treptele bisericii. Este vocea mirelui, vocea păstorului, care a înlocuit vocea care striga în pustie. Și în câteva luni, sabia lui Rod va reduce la tăcere mod definitiv vocea lui Ioan. Care este răspunsul lui Ioan la această, această micșorare, diminuare, descreștere? Această bucurie a mea este acum de plină. Nu acesta a fost răspunsul lui Nicodim față de Isus. Și sunt mulți astăzi care consideră că ideea asta că Isus trebuie să crească, să fie în prim plan, este de neînțeles. NPR, da, un post radio din America, a difuzat un interviu cu un autor, Eric Rees, care în 2009 a publicat o carte intitulată O Evanghelie Americană, care l-a citat pe Isus în Matei, capitolul 10 și a întrebat în cartea sa cine este egocentristul care rostește aceste cuvinte? Ceea ce a spus Isus a fost Cel ce iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cel ce iubește pe fiu sau pe fică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cel ce nu știa crucea și nu mă urmează nu este vrednic de mine Isus ne cere în mod clar să-L prețuim pe El mai presus de orice și de ou. Oricine are cineva. Pentru mulți oameni din ziua de azi acest lucru este o egolatrie pură. Da, iar oamenii care răspund în acest fel consideră că răspunsul lui Ioan Botezătorul este de neînțeles. Este opusul propriilor reacții. Isus ne cere să-l iubim pe el mai mult decât pe oricine. Să-l urmăm, să-l credem, să ne bucurăm de el, să fim satisfăcuți în el mai mult decât în oricine și în orice. Și este adevărat. El cere asta. Însă majoritatea care aud, aude așa ceva rămâne ca Nicodim. Sunt uimiți sau îngroziți. Însă Ioan Botezătorul spune în versetele 29 și 30. Prin urmare, această bucuria mea este deplină. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Când Isus devine mai mare și eu devin mai mic, știți care este rezultatul? Bucuria mea crește. Și când acesta este scopul și planul Domnului Isus, atunci nu mai vorbim de egomanie, ci de dragoste. Îmi place așa de mult modul în care Păstorul John Piper pune în cuvinte acest adevăr. Când Domnul este glorificat în mine, doar atunci eu voi fi cu adevărat fericit în El. Dumnezeu este cel mai glorificat în mine atunci când eu sunt cel mai satisfăcut în el. Așadar, răspunsul meu la întrebarea de ce este adus aici Ioan Botezătorul este pentru a ilustra un răspuns plin de bucurie vis-a-vis -vis de lucrurile radicale pe care Isus îi spusese lui Nicodim despre el și despre lucrarea suverană a lui Dumnezeu în mântuire. În versetul 26 din capitolul din evanghelia după Ioan ucenicii lui Ioan botezătorul vin și îi spun toți se duc după el. Dar ne pierdem adepții, ne pierdem munca, nu mai suntem în top. Care este răspunsul lui Ioan? Versetul 27. Omul nu poate primi decât ceea ce i-a fost dat din cer. Motivul pentru care acești oameni îl părăsesc pe el și se duc la Isus este că Dumnezeu îi dă pe aceștia lui Isus, precum spune în versetul 21 dar cel ce trăiește adevărul vine la lumină. Ca să i fie dezvăluite faptele, fiindcă sunt înfăptuite în Dumnezeu. Oamenii care vin la Isus iubesc să spună că Dumnezeu i-a dat pe aceștia lui Isus. Toți cei pe care mi-i dă Tatăl vor veni la mine. Aceste cuvinte ale lui Ioan Botezătorul sunt aici pentru că ele sublinează și confirmă lucrarea suverană a lui Dumnezeu în ceea ce privește venirea oamenilor la Hristos. Despre care Isus tocmai a vorbit. Ioan le răspunde ucenicilor foarte clar. Mă întrebați de ce oamenii pleacă de la mine și se duc la acest Isus? Pentru că Dumnezeu, Tatăl, face lucrul acesta. Îi dă pe toți fiului său. Apoi, în versetul 28, Ioan le spune ucenicilor săi că acest lucru nu este unul surprinzător. Deoarece Dumnezeu l-a trimis tocmai pentru asta. Ca oamenii să se întoarcă de la el și să meargă la Hristos. Versetul 28. Voi înși vă în, sunteți martori, că am zis. Nu sunt eu Hristosul, ci eu sunt trimis înaintea aceluia. Dumnezeu l-a trimis pe, pe Ioan Botezătorul. Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Să răsară o stea în pustiu și apoi să se stingă ca o stea. Asta este planul. Ioan știa asta. Și pe măsură ce se întâmplă aceste lucruri, bucuria lui crește. Acesta este adevărul, pur și simplu.